cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile, pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am filmat și zile, pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am muncit zile și nopți doar pentru copii, trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Am muncit zile și nopți doar pentru copii, cât trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile, pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am filmat și zile, pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Bine te-am găsit din nou, Ovidiu Drobotă! Salutare, Victor, salutare! Pentru cine ai muncit tu toată viața ta? Ia zi-ne! Pentru domnul Câțu. Înțeles! Pentru finanțarea deficitului de stat și refinanțarea datoriei publice. Foarte bine, foarte bine. Mă gândeam că ai muncit ca să-ți cumperi Bitcoin, dar uite că tu... Nici vorbă, cum ar zice... Nici vorbă! Domnul Dan Surica. E foarte bine, foarte bine. Mai bine la domnul Câțu, nu? Păi da, știi cum e legea numerelor mari. Dacă ai randament 100% dintr-o 1000 de euro, câștigi 1000 de euro. Dar dacă ai randament 2% din 100.000 de euro, câștigi 2000 de euro. Deci, CAGR-ul lui Câțu bate volatilitatea Bitcoin. Exact, ai punctat foarte bine. Una e când obții 2% la 100.000 de euro și alta e când obții 100% la 1000 de euro. Da, pentru că până la urmă nu poți să te duci în active din astea speculative cu o sumă mare și dacă o faci într-un mod rațional și prudențial, probabil o faci cu play money. Și atunci, da, dacă o faci cu play money, de ce să mai faci cu play money când cu acei play money mai poți să cumperi o unitate la domnul Câțu? Corect, corect. Și uite așa, Ovidiu Drobotă, ajungem la o cifră istorică. Peste 250 de milioane de euro subscrise de către persoanele fizice în cadrul emisiunii R251-2AE, practic Fidelis Eurobonds 2.0. Știu că a fost prima emisiune a titlurilor de stat 400 de milioane, parcă. A fost cineva. Nu, la euro a fost 166. Ah, 166 și acum 200, peste 250 de milioane de euro. Peste 250 au venit toți prăduitori, e jale. Nu cred că se va mai obține acel premium pe piața secundară. Probabil edge-ul e mai mic. Sincer, dacă îmi permiți, eu cred că se va obține. Tu crezi că se va obține? Da, interesant. Categoric. Vom vedea. Vom vedea de luni. Trebuie spus că aceste... aici asistăm practic la numărul de unități subscrise în acest moment, cu fiecare unitate având o valoare nominală de 100 de euro, deci practic s-au subscris 257 de milioane de euro. Ce este cu atât mai surprinzător este că pe tot parcursul zilei am urmărit evoluția subscrierilor titlurilor de stat, atât cele denominate în euro, dar și subscrierile în RON și sumele care s-au strâns pe, să spunem așa, parcursul zilei au fost absolut colosale, absolut colosale, Ovidiu. Astăzi, pe dimineață, titlurile de stat denominate în RON aveau sub 500 de milioane de lei, iar cele în euro sub 200 de milioane. Deci, practic,
astăzi s-au subscris undeva la 70, dacă nu greșesc, 70 de milioane de euro. A fost o bătălie fantastică. Sunt clienți, de exemplu, ai Tradeville, care nici acum nu și-au primit bani în cont. Practic, au efectuat alimentarea și, fiind o cerere atât de ridicată, încă nu au reușit să subscrie. Mâine, la ora 1, practic, se încheie procedura de subscriere. Deci este, iată, se va subscrie până în ultima clipă. E clar acest lucru. Da, cred că Tradeville a câștigat foarte mulți clienți cu această emisiune de titluri de stat. S-a și promovat foarte mult în mass media. Da. Practic, multă lume a vorbit despre aceste titluri de stat. Eu consider că sunt binevenite, adică statul se împrumută de la populație, populația câștigă un cupon valoros, zic eu, e bine. Este un scenariu de tip win-win. Sigur că acum erau mulți cârcotași care spuneau, domne, cum, numai 2% la da. Euro? Păi da, eu fac 2% pe zi când mă joc cu puțan țărână. Când se joacă fac 2% la cripto. Pe zi și a doua zi fac minus 20% la toate sumele făcute da, cu 2%. Da, exact, uite, Bitcoin a picat 10% într-o noapte. Adică te culci noaptea cu el la 19.000, te trezești dimineața cu el la 16.000. Adică... Bine, aici trebuie să spunem faptul că nu toți a urmat ghidul investitorului începător și de asta sunt atât de, nu doar analfabeți funcțional, dar și analfabeți per se. Adică să confunzi, Ovidiu, volatilitatea cu randamentul. Randamentul. Asta este primul lucru care se învață în investiții, corelația între risc și randament. Păi, așa cum am zis și eu pe grupuri, cea mai bună investiție este în educația ta pentru că îți generează cea mai mare dobândă. Da. Investiția în educația proprie. Și apropo de lipsa de educație financiară a românilor, în genere, facem un pic și un joc de cuvinte. Chiar dacă Black Friday a trecut, practic, noi vom păstra o promoție de 20% la ghidul investitor începător în format complet e-book plus video cu codul de reducere Black Monday. De ce Black Monday? După puțin știu ce s-a întâmplat, Ovidiu, în lunea neagră, când indicele american Dow Jones s-a prăbușit cu undeva la peste 20% într-o singură zi, da? În 1987, un an celebru în istoria piețelor financiare, una din cele mai mari prăbușiri ale bursei. Și fiindcă credem că investitorii de retail trebuie să cunoască înainte de a investi inclusiv istoria piețelor financiare, noi vom continua să oferim un discount pentru ghidul investitorului începător, de data aceasta cu codul Black Monday. Da, Black Monday, de ce? Pentru că deci avem 20%, codul. Da. 20% reducere, iar atunci, în 1987, au picat bursele fix cu aproximativ 20%. Da? Dacă ne uităm aici, mai observăm un lucru interesant, apropo de acel CAPE ratio, de Cyclical Adjusted Price Earning Ratio, da? Despre care vorbește Robert Shiller, sigur, laureat al premiului Nobel, de fapt a fost câștigătorul premiului Nobel pe economie. Știm că un alt câștigător al premiului Nobel spunea că Bitcoinul nu are niciun fel de valoare. Sigur că în societatea contemporană, cei care cunosc, să spunem așa, sunt marginalizați, ies în față tot felul de amatori care, în euforia momentului, sigur că poate să fie considerați purtători de cuvânt, dar purtători de cuvânt ai ce? Ai unei strategii dovedite din punct de vedere statistic și istoric falimentare în timp, Ovidiu. Așa este. Adică eu nu contest aici că orice investitor e bine să aibă și niște noțiuni elementare de trading sau de analiză tehnică, te ajută. Corect, corect. Asta spuneam și eu, că e impetuos necesar să cunoști și minime noțiuni de trading. Absolut. Dar în același timp trebuie să știi că mergând pe calea aceasta a managementului activ, altfel decât să spunem ajustându-ți riscul în piață, adică plecând, devin de la ideea de a-ți managia riscul și vrând cumva ca printr-un management activ și prin speculații să câștigi bani, practic nu intri decât în zona gamblingului, adică nu se fac bani așa, da? Corect. Adică nu se fac într-un mod prudențial, până la urmă poți să câștigi și la ruletă, să mă ierte Dumnezeu. Poți avea șansa de a câștiga, absolut, adică mai poți să câștigi și în acțiuni individuale, dar noi nu recomandăm asta în ghidul investitor începător și chiar detaliem și spunem de ce nu o facem. Adică nu că suntem noi încăpățânați, da? Nu, argumentat. Da, noi am luat în calcul riscurile investițiilor financiare despre care foarte puțin discută. Cei mai mulți se raportează doar la randament. Ei vor să obțină randament mai mare, dar ignorând riscul nu fac decât să-și adâncească practic pierderea potențială. Da? Și din păcate, mie nu vine să cred că sunt oameni care confundă deviația standard cu CAGR-ul. Deci Bitcoinul are randament potențial minus infinit. De ce?
Pentru că, cum spunea și Peter Lynch, cât poți să pierzi dacă cumperi o acțiune care va da faliment la $100 sau la $1? Păi, în ambele cazuri vei pierde totul. Totul. Da? Deci, indiferent la ce preț ai cumpărat, dacă acel activ nu are nicio valoare, dacă acel activ intră în faliment, dacă vorbim de acțiuni individuale, vei pierde totul. E bine, în acest caz, că dacă vorbim totuși de aur, vorbim de un activ care, istoric vorbind, știm că nu aduce niciun fel de randament, dar aduce măcar un zero, adică conservă totuși în timp puterea de cumpărare. În cazul acesta, noi nu avem o certitudine că Bitcoin nu va dispărea cu totul, da? Fiind până la urmă o chestie nereglementată și nereglementată fiind, nu știu de ce am presupune și neavând nicio valoare intrinsecă, că cumva va prelua rolul aurului. Adică asta e doar cum îi face valoarea fundamentală a acestui activ? Păi nu, am pornit de la premisa că nu are o valoare fundamentală, dar am vrut să vedem dacă poate fi asociat cu aurul. Dar nici vorbă, cum ar zice domnul ăla, că aurul este un... Valoarea aurului este dată de, să spunem așa, faptul că este acceptat de băncile centrale. Deci dacă băncile centrale nu ar considera aurul util sau relevant, aurul n-ar avea nicio valoare. Da? Da. Nu, valoarea, retail-ul. Deci, noi nu înțelegem un lucru. The world becomes more and more institutionalized. Deci nu mai există retail. Da? Retail-ul au rămas niște băieți care se joacă cu puța în țărână și au senzația că fac bani, că, nu știu, se joacă cu câteva mii de euro. Da? Uită-te la marile fonduri mutuale, uită-te la faptul că se discută de atâta timp că managementul activ nu mai bate piața și deja uită-te și la Ray Dalio, uită-te la ce manager de hedge fund vrei și vei vedea că toți lucrează cu instrumente ale, să spunem așa, managementului pasiv, da? Și cu fonduri de indici. Deci asta este viitorul piețelor financiare. Restul care au rămas așa într-o iluzie că, de fapt, volatilitatea pentru ei este randament, vor sfârși într-un mod sângeros, de îndată ce bulele speculative, că ele întotdeauna, aceste bule se sparg, se vor sparge și de această dată. Și atunci au venit robotă, lasă-i pe ei să zică că ei vor 20%, știi? Și să rămânem noi cu titlurile de stat și cu... Da, pentru că îți spun, chiar și titlurile de stat în RON, în contextul în care luăm în calcul de valorizarea RON versus euro, vor avea ce agere mai mare decât Bitcoin. Deci eu o dau în schis chestia asta pe următorii 10 ani, în sensul că cu Bitcoin nu te vei mai putea nici șterge la cur, dar cu o monedă fiat o vei putea face. Da? O vei putea face efectiv, deci dacă rămâi fără hârtie igienică, fiatul ți este de folos, dar Bitcoinul nu. Ca Pablo Escobar, care a făcut, s-a încălzit cu... A făcut focul și a dat... Da, știi povestea, nu? Am avut așa un pic de aroganță venită din partea unui. Ai, domne, 2%? Păi, da, scuză-mă, dar tu câți bani ai? Adică, că miroșea sărac de la o poștă, știi? Da, adică 2% e... Adică ce avere netă au ăștia care dau ei sfaturi de randamente spectaculoase. Știi că eu am avut disensiuni și cu domnul Căruța cu bani. Cunoști acest lucru. Da. Păi ar fi nesincer din partea mea să nu spun că dă clasă la 90% din amatorii de pe piața locală. Deci, domnul Căruța cu bani este, dincolo de orice ne place, nu ne place, un om foarte bun în ceea ce privește cifrele și datele. Da? Adică nu l-am văzut, mă rog, dincolo de o speculație sau două, să discute tâmpeni. Nu l-am văzut să discute tâmpeni. Și aici fac abstracție de pasiunea lui pentru imobiliar. Deci când vorbește de piețe financiare, domne, vezi la domnul Căruța cu bani, așa e. Așa e, adică tu nu poți să bați piața, așa e. Tu nu poți să bați piața, we cannot time the market, we cannot beat the market. E adevărat. Și atunci sigur că face sens toată această paradigmă. Acum, ce n-a acoperit el... Din punctul meu de vedere, reprezintă faptul că dincolo de a bate sau nu bate piața, mai contează și managementul riscului. Adică cu alte partea cuvinte, asta nu a acoperit-o. Partea asta eu cred că nu prea a acoperit-o. Da, știi de ce? Pentru că el are dreptate că nu poți bate piața, dar dacă eu știu și mă uit la Buffett Indicator, de exemplu, care în America arată oribil și am arătat astăzi pe grupul de Facebook Investitor Inteligent și apropo de asta, mare atenție, fiindcă sunt oameni care, nu știu, nu ne găseau grupul pentru că erau mai multe grupuri, înțeleg, investitorul inteligent. Și atunci am adăugat / Victor Vulpescu, nu Ovidiu, ca să se știe foarte clar, să facă diferența. Exact, da? Să știe lumea că acesta este grupul tău.
și nu exact. Alte grupuri create. Exact. Deci acesta este grupul meu și, bun, astăzi am discutat și despre Buffett Indicator, da? Și am văzut că sunt piețe, cum este piața americană, care n-a mai fost o video atât de supraevaluată și vedem asta și din indicatorul CAPE. Deci avem fie Buffett Indicator, da? Fie, să spunem așa, acest CAPE. Din ambii indicatori, ori pe care l-am folosit, rezultă că piața americană este foarte supraevaluată, da? Vedem că avem o mediană a CAPE-ului de 16 și în momentul de față avem peste 30, corect? Bun. Da. Da, în contextul 2020. Acesta și în contextul în care sigur că piața americană are o pondere mare de 60% din indicele global, da, de acțiuni, sigur că tu nu poți să știi că piața nu va continua să crească chiar dacă este supraevaluată. Dar poți ajusta riscul. Și aici nu sunt eu de acord cu domnul Căruța acum. Adică nu în sensul, nu sunt de acord în sensul că eu cred că pot bat piața sau că prin managementul activ aduc un alfa. Nici vorbă, cum ar zice domnul Dan Surica, acel alfa pentru cei care au studiat investițiile financiare nu poate fi obținut decât prin implementarea factorilor, mai puțin în forma lui long only, mai degrabă în forma long short, da? Care nu prea e accesibilă investitorilor de IT. Dar ceea ce, încă o dată, nu se discută Ovidiu, nu se discută absolut deloc și mă uit la investitorii din... De fapt, nici nu sunt investitori de retail, că spunea bine Andrei Bogdan într-o discuție, majoritatea confundă investițiile cu speculații. Ceea ce mulți nu iau în calcul este riscul. Și nici domnul Căruța cu bani, adică, dom'le, eu n-am spus că vreau să bat piața sau că vreau să fac market timing. Eu cred că într-un mediu al rentabilităților scăzute, în care primele de rest sunt mizerabile, nu merită să-mi iau risc sau să-mi iau un risc mare. Și de aceea aceste mult blamate titluri de stat ale domnului Câțu, mă rog, făcând abstracție aici de cine e ministru sau nu e ministru de finanțe, mie mi se par foarte bune, Ovidiu, pentru investitorii de retail. Și noi am detaliat în ghidul investitor începător de ce considerăm asta, ba chiar am oferit un portofoliu model care nu doar că poate implementa, poate aduce în discuție și titlurile de stat, dar ne ajută să facem o rebalansare a portofoliului investițional, optimizând și taxele și nu doar comisioanele. Da? Da, și pentru că noi am observat că există o problemă cu identificarea acestui risc, am detaliat în ghid exact ce presupune riscul și la imobiliare și la criptomonede, ca să se fie clar. Pentru că e o problemă cu identificarea riscului în piață. Da. Neavând experiență, o persoană aflată la început în investiții, foarte greu își dă seama ce presupune acest risc, acest drawdown de care tot vorbim noi, ce presupune să rămâi cu banii blocați în piață ani de zile? Da, e o problemă foarte serioasă, pentru că drawdown-ul nu doar că îți aduce o pierdere temporară în portofoliu, dar din punct de vedere psihologic, viața ta nu va fi, să spunem, foarte fericită și atunci sigur că nimeni nu-și dorește o perioadă lungă să rămână cu drawdown în portofoliu. Exact. Te afectează acum, și emoțional și financiar, îți dă totul peste cap. Acum noi am văzut că zona de value equities, ca să zicem așa, vine și cu o volatilitate mai mare. Până la urmă nu există un free lunch. Indiferent că te duci în zona activilor ilichide, vorbim de junk bonds, vorbim de imobiliare, iarăși private equity, nu sunt freelanci, da? Vin la pachet cu risc de ilichiditate, vin la pachet cu risc de management activ sau dacă vorbim despre equity-urile țărilor emergente, ce ținurile din ele, am văzut ce volatilitate nebună, chiar tu mi-ai spus pe Turcia, sunt foarte volatili. Da, ai văzut că a ieșit la timp din tranzacție, că imediat a fost o corecție tehnică ce s-a întâmplat. Ai avut mare noroc, să zic așa, că ai ieșit la timp. Da, și atunci, din punctul meu de vedere, o abordare rațională. Dar bine, acum noi când vorbim de rațiune, deja ne îndepărtăm de, să zicem așa, psihologia maselor, da? Masele, în genere, nu sunt raționale. Sunt precum niște maimuțe bezmetice, scăpate din lesă, să spunem așa, care sunt atrase întotdeauna de ce este popular. Da? Ai văzut și am discutat de popularitatea instrumentelor financiare. Despre ce se discută cel mai mult? Păi se discută de Tesla, se discută de electric vehicles, de NIO, de Bitcoin. Nu știu, mai zi-mi tu de două, trei exemple. Păi asta ar fi acele companii care au explodat în NIO, Tesla, cripto. Ce a mai explodat în ultimul și timp? Și avem, ok, prețul se fundamentează practic pe o poveste, cum spuneai tu. Adică nu mai asistăm nici la valoare fundamentală, nici nu se mai discută despre așa ceva, deja e o chestie cumva demodată, nu?
Da, păi toată lumea se îngrămădește acolo unde e creștere. Da, sigur că în democrație imbecilii decid, să spunem, calea de urmat. În investiții însă, minoritatea ar trebui, adică minoritatea este recompensată, da, pentru riscurile pe care și le asumă, de a avea o viziune contrariană. Ne uităm la Warren Buffett, mă uitam la Warren Buffett cât de relaxat era când spunea că Bitcoin nu are niciun fel de valoare intrinsecă, că nu va deține niciodată vreun Bitcoin și este absolut amuzant. Warren Buffett este un om. Da, este un om. Da. M-am uitat de curiozitate, are o avere, acel network de care noi am discutat în ghidul Investitori Începători detaliat, Ovidiu, 80 și ceva de miliarde de euro, cred că 88 de miliarde de euro. Sau de dolari, mă rog, de dolari. Dollar. Știi care este capitalizarea Bitcoinului? Nu, nu știu. 360 de miliarde de dolari. Deci tot Bitcoinul de pe banca Mapamond valorează aproape cât averea unui singur om. Da? Foarte interesant. Foarte interesant. Da. Un singur om care, cum să spun, n-a urmărit niciodată turma, nu l-a interesat ce e popular, dimpotrivă. A fost foarte calm, foarte calculat. Bine, nu spun că ce face el poate fi replicat cu ușurință de investitor de retail, dar a dovedit că poate se pot câștiga foarte mulți bani pur și simplu prin disciplină și prin avea un plan consecvent, da? Uh-huh. Fără să speculeze. Investind pur și simplu în companii, în business-uri, în business-uri care produc până la urmă cash flow constant. Acum noi ca investitori de retail, fiindcă nu avem capacitatea de a alege acei performări ai piețelor sau dacă am avea-o, n-ar justifica riscul de a ne înșela, avem la îndemână aceste fonduri mutuale manageuite pasiv, da? Care ne permit până la urmă dispersia riscului și un randament real pozitiv pe termen lung. Da? Sigur că în contextul rentabilităților scăzute de astăzi, zona de equities rămâne riscantă sau chiar mai riscantă decât oricând, cum ne spunea Hormars, dar cu prime de risc mult mai mici. Și atunci, fără ideea de a bate piața, tu rămâi consecvent ideii că doar aplicând factorii poți obține un alfa, dar în același timp nu ești mulțumit să ai poate o expunere, Ovidiu, de mai mult de 30% în piața de capital astăzi. Da? Mă refer la acțiuni. Da? Da, 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 da. Și atunci, din punctul meu de vedere, aceste titluri de stat, atât în lei cât și în euro, reprezintă un instrument foarte util pentru investitorii de IT. Aici noi am discutat despre ce se întâmplă pe piețele lichide, da, internațional. Da. România se împrumută cu 2,75 la 5-6 ani, deci pe o scadență similară. Bun, și noi o să spunem, păi da, dar de ce ne dă domnul Câțu cu 0,8 mai puțin? Da? Păi ne dă cu 0,8 mai puțin. Vorba și de suma împrumutată, e vorba și de suma. Păi asta e, de volume, da? E vorba de volume, de faptul că noi suntem investitori de retail și oricum nu avem acces la acele oferte. Acum, eu am mai auzit totuși niște aberații pe care trebuie să le discutie într-un mod rafinat și elegant. Cum că, domne, deci eu dacă pot să fiu de acord, da? Că pentru zona de equities avem nevoie de dispersia riscului la nivel global. Pentru zona de bonduri, ne spune și Lars Kroer, fost hedge fund manager, nu se justifică ca investitor de retail din mai multe puncte de vedere. Dincolo de comisioanele de administrare al ETF-urilor pe obligațiuni guvernamentale, dincolo de ceea ce înseamnă cost al hedging-ului, dincolo de ceea ce înseamnă până la urmă risc valutar, nu se justifică altceva decât obligațiuni din țara ta. Da? Uh-huh. Și culmea, Ovidiu, că am discutat în ghidul investitorii începători, România oferă printre cele mai mari dobânzi, nu-i așa? Da. Titluri de stat. Aceste mult hulite titluri de stat, doar 2%. E bine, acest doar 2%, că ne-am uitat la curba randamentelor titlurilor de stat din țări dezvoltate, acest 2% este cel mai mare randament posibil la euro din Europa. În acest moment. În acest moment. Și faptul că, ok, au fost temeri în legătură cu lichiditatea la prima emisiune. Nu știam cum o să fie. 166 de milioane de euro. Iată că acum asistăm la o explozie, un eveniment neprevăzut. Pe mine m-a surprins această avalanșă. Am văzut în timp real, practic, cum se adunau ordinele în bid, în adâncimea pieței. Asta îmi place aici, că e transparența față, da, de
piața cripto, de exemplu, unde nu știi cu volumele, de pe ce exchange sunt, cum vin, cum se transferă. Nu. Deci astea nici nu mă pot. Deci, domne, ți-am spus, eu l-am criticat pe domnul Căruța cu bani pentru faptul că mi se părea arogant. Domne, dar n-ai ce să-i reproșezi din punct de vedere tehnic. Adică omul n-a venit cu cripto, n-a venit cu peer-to-peer. Da? Are alți colegi cu un peer-to-peer. Cine? Cum? Are alți colegi care promovează peer-to-peer. Adică ei sunt mai mulți colegi, n-ai observat? Am înțeles, da. Nu, eu vorbeam de el personal. Deci personal. Eu n-am ce să-i reproșez din punct de... Deci pe mine m-a enervat altceva la el, că mi s-a părut că nu este deloc... Bine, că nici eu nu sunt diplomat. Dar mi s-a părut așa chiar, nu știu cum să spun... Mult prea puțin deschis la dialog, să spunem. Adică crede în infailibilitatea absolută a ideilor. O investiții nu e bine să fii sigur de nimic, pentru că lucrurile sunt totuși dinamice. Eu nu pot să fiu, de exemplu, de acord cu ideea unui portofoliu care să aibă un acel IPS, așa îi spune, Investment Policy System, da, un IPS da. Bătut în cuie, pentru că dacă, prin absurd, piețele de capital devin excesiv de scumpe, atunci nu din ideea de a vrea să fac market timing, ci din ideea de a reduce riscul în contextul primelor de risc scăzute, se justifică să micșorez expunerea pe equities în piață. Nu pentru pentru că piața e formată din dobitoci și eu nu vreau să fiu parte dintre ei în momentul ăla. Voi reveni deci în piață zici că acel IPS nu se justifică pe termen lung. Măi, se justifică ca guidelines, da? Ca e bine să ai în vedere o anumită alocare, dar nu poți să fii, nu cred în ideea de alocare bătută în cuie. Și ți-am spus de ce nu cred. Nu cred pentru că managementul riscului reprezintă o muncă de zi cu zi. Exact. Uite, noi nu suntem, sau eu cel puțin nu mă consider speculator, dar îți dau un exemplu. Dacă, de exemplu, eu, pentru că am subscris, e fără echivoc, am subscris în emisiunea TV de Statul Unit, dacă vom avea pe piața secundară o evoluție favorabilă, da, a prețului, și piața și eu cred că vom avea de a marca un profit rapid cu risc practic zero, da, într-o perioadă foarte scurtă. Dacă cineva mi-aruncă cu bani în mine, să spunem că s-ar întâmpla 2% în două săptămâni, păi ar trebui să fiu tâmpit să refuz, da, să refuz 2% când știu că peste 3 luni... E opțiunea personală, părerea mea. Dacă iei acei 2% sau rămâi cu titlurile un an, 2, 3. E opțiunea personală da, ta. E exact ca în cazul unei opțiuni. Ai opțiunea de a vinde, da? Da. Sau nu, sau poți rămâne long. Eu nu am subscris, să știu, Ovidiu, pentru că speculez pe piața secundară. Vreau să înțeleagă acest lucru. Eu am subscris pentru că am încredere în România, că este o colonie, da? O colonie a Occidentului, o țară cu oameni lipsiți de orice fel de morală și de orice fel de orice. Atunci o colonie va fi ținută. E cam mult spus. E cam mult spus. Nu, nu e mult. Nu e mult. Păi eu spun de ce am făcut ce am făcut, pentru că eu știu cu cine am de-a face. Da? Eu dacă mă bazam pe riscul de credit și chestii de genul, ziceam, băi, e riscant România. Dar eu știu cu cine am de-a face în România. Da? România avem de-a face cu niște maimuțoi care sunt ținuți în frâie de unii de pe afară și România nu o să fie lăsată să facă... Și care răspund la comenzi. Da, bineînțeles, și dacă e vreo problemă vine fondul monetar și hau, da, 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 da. Adică, da. Eu nu m-aș mira ca asta să se întâmple chiar curând. Există un risc în sensul în care, dacă suntem retrogradați destul de repede la junk, dobânzile pe piața, prețul pe piața secundară va scădea. Ok, îmi asum și acest risc. Dar eu nu cred că există acel risc de default sau de incapacitate de plată câtă vreme nu se pune problema asta. Nu se pune problema asta, din punctul meu de vedere. Dacă ar fi o țară independentă, s-ar pune, dar nu suntem o țară independentă. Nu suntem și suntem un pic de la spate, practic. Da, mă, adică... bine, ți-am zis, bine... Era să zic Clotilde, cum o cheamă pe aia de la de la Banca Centrală. Lagarde, vine Lagarde, vine nu știu Lagarde. Care, de la Fondul Monetar și haideți băieți ca să fie bine, să nu fie rău, să vă mai... Înțelegi? Deci nu este o țară unde să avem autodeterminare, să decidem noi pentru noi. Noi nu putem decide nimic. Și atunci trebuie să fii absolut dement să te gândești că România are un risc de credit. În contextul în care România nu există ca țară de sine stătătoare, ci este dirijată și condusă de alții. Controlată, nu? Bineînțeles!
Băi, n-a fost adică, lăsată ea Grecia. Da, Grecia mai are suveranitate, adică s-au accedat-o. Da, nu avem nicio suveranitate. Dar nici Grecia n-a fost lăsată să intre. Nu, băi, da? Uite, ai văzut că nu a fost lăsată. Nu știu ce le-au făcut, le-au șters niște datorii, adică nu... Ce-au făcut, ce n-au făcut, au ieșit cu bine din problemă. Și chiar dacă avem, oricum, chiar dacă avem deficit ridicat, noi plecăm totuși de la o datorie publică ceva mai mică. Deci am plecat anul trecut cu 35% din PIB, ok, să zicem că ne ducem spre 50%. Dar eu, ăsta este pariul meu și pot să-mi pariez viața pentru asta, de-aia am și depus suficienți bani în pariul ăsta. Pentru că eu asta cred, că suntem o colonie, adică n-am cum să pariez împotriva propriilor mele convingeri. Cumva, știi? Da, da, da. Că mai auzeam pe unii tâmpiți care spuneau, domne, da, economia României merge prost. Băi, tâmpitule, România n-are economie, cum poți să susții că... A, mai fost o fază tare astăzi pe grup, nu știu dacă observați, cineva a zis că are încredere mai multă în Bitcoin decât în statul român și el nu cumpără titluri de stat. Da, 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 și că, cum, că dobânda de 2% e prea mică. Da. E mai bună aia de 0% de la Bitcoin. Da, e incredibil, incredibil. Mie nu vine să cred că oamenii ăștia gândesc așa. Ba da, mie vine să cred pentru că știu în ce țară trăiesc și cu cine am de-a face. Deci, trăim într-o țară de proști. Că ai încredere mai mult în Bitcoin decât în statul român. Cum poți să... Ce e mintea ta să spui așa ceva? Nu, stai puțin, că nici eu n-am încredere în statul român. Eu am încredere că statul român nu există. Și atunci, având încredere că statul român nu există și că suntem o colonie, sunt convins că... Da, dar tu nu ai mai mult încredere în Bitcoin decât în statul român, corect? Nu știu ce e Bitcoin. Ce am înțeles, am... Nu știu, probabil peste câțiva ani, deci nu mai știu. Deci n-am auzit niște gambleri vorbind despre acest cuvânt, nu mă interesează, nu știu ce e, nu mă va interesa niciodată. Decât dacă va rămâne în istorie, cineva. Victor, va rămâne în istorie ca și tulipomania și alte bule și tot așa. Dar încă o dată, aici totul pleacă de fapt de la o confuzie. Lumea nu înțelege ce e deviație standard. Deși nu înțeleg cum poți să intri, de fapt, bine că ei nu sunt investitori, nu înțeleg cum poți să intri în investiție dacă nu știi ce ai o deviație standard. Păi acum oricine intră în investiție pentru că au acces facil, orice tânăr de 18 ani și poate deschide un cont de tranzacționare. Deci tu înțelegi că dintr-o paradigmă risk-reward, da? Bitcoin-ul, să zicem, nu știu, n-am studiat exact cât are, dar presupun că are o deviație standard de peste 30%, iar potențial return tinde asimptotic către zero, ca să nu zic către minus infinit. Pentru că el nu produce nimic. În cel mai bun caz, dar asta este în cel mai bun caz, nu s-a dovedit, ar putea fi un inflation hedge pe termen foarte lung, cum ar fi aurul. Dar nu cred că poate să ia locul aurului. Nu doar din cauza capitalizării reduse. Dar ți-am zis, aurul are o valoare, că nici aurul nu are valoare intrinsecă, are o valoare de piață dată de încrederea băncilor centrale. Ar fi dat bunul simț, Victor, să preia... Chiar ar fi dat toate legile bunului simț să se întâmple acest lucru. Deci, încă o dată, dacă Bitcoinul se duce la 100.000 de euro, da? Da, pentru mine are tot valoarea zero. Adică dacă cineva mi-ar da un Bitcoin, l-aș da ca pe cartoful fierbinte. Dacă iau 100 de euro pe el, sunt fericit, că cu 100 de euro, frate, bei, mănânci, te simți bine. Bitcoinul, ce faci? Nici să te ștergi la cur, nu poți. Cu fiatul poți să faci chestia asta dacă se devalorizează într-atât de rău moneda, o poți face la o adică, știi? Da, te salvează din situația și neplăcută. Și faptul că atât de mulți oameni discută despre aceste chestii care mie mi se par aberante dintr-o perspectivă logică, mă duce doar cu gândul la faptul că ei sunt foarte săraci cu duhul și nu numai, și financiar, pentru că dacă ai avea bani, deci tu dacă ai avea, să zicem, 200.000 de euro, nu e o sumă colosală, da, pentru piețele finanțe. Așa. Tu dacă ai avea 200.000 de euro, păi, tu ți-ai risca pe ăștia în Bitcoin? Adică să zicem... Nici vorbă, vorbă, domnul Dan Sulica, nici vorbă. Cum să risc într-o fantasmă? Deci, practic, probabil că oamenii care discută despre acest lucru, probabil n-au bani. Probabil investesc, nu știu, bani sume mici, da. Igienică. Sume mici, da. Și atunci, sigur că la sume mici, asta spuneam de legea numelor mari, poți să ai randament de 100% la 1.000 de euro sau la 10.000, că nici 10.000 de euro nu-i nimic, da? Nici 30.000 de euro nu-i nimic. Da, da, da. Păi nu, că sunt mulți cu 30.000, 50.000 în cripto, sunt mulți. Și apoi mai e o chestie, să spunem că ajungi la 1.000.000 de euro. Da? Ok, ți-ai crescut, nu știu, ai pariat tu, ai câștigat. Păi iarăși, dacă acel 1.000.000 de euro, pentru că asta am discutat în grupul de Facebook Investitor Inteligent astăzi, este mai greu să economisești decât să cheltuiești, dar în același timp,
este mult mai ușor să faci bani decât să-i conservi. Deci, Ovidiu, dacă ajungi la o sumă de bani decentă, da? Dar tu nu ai un management al riscului, ce se va întâmpla? Păi, easy come, easy go. Așa cum ai făcut, vor și dispărea. Pentru că un portofoliu trebuie manageuit tot timpul din perspectiva managementului riscului, nu din perspectiva unui management activ în ideea de a bate piața sau de a căuta randamente mai mari. Asta e cea mai mare stupizenie, să cauți randamente mai mari ca ale pieței. Noi ce facem? Noi căutăm randamente mai mici decât ale pieței. De ce? Nu știu, parcă pentru Andrei că nu vrem zicea. Să mai ne luăm acel market risk, care astăzi nu ne mai recompensează cu mai nimic. Andrei zicea că pentru un începător cel mai nasol lucru este să facă profit repede la început. Adică, înțelegi ce zic, să începi cu un profit mare în primii ani de investiții, să crezi că totul la fel va funcționa în continuare. Poți să te uiți și pe emisiunea în lei, asta în 4 ani. Asta așa ca comparație, deci aici dobânda a fost ceva mai mică, adică 4% la 3 ani, scuze, 3 ani, nu știu dacă am zis. 4% la 3 ani, știm că înainte fusese 4% la 2 ani, da? Și 4,5 la 4 ani, mi se pare, deci... Nu mai rețin exact care sunt valorile. O să urmărim și săptămâna viitoare ce se întâmplă pe piața secundară, cum evoluează BBSA. Pe 7 decembrie. Ideea e că s-au strâns vreo 500 de milioane aici, de lei. Da. Mi se pare că erau 666 în emisiunea precedentă, dar cea pe 4 ani cu dobândă un pic mai mare. Deci e un pic explicabil. Asta n-a fost foarte atractivă ca... Nu, și toată lumea s-a dus pe euro. Pentru că odată, euro-ronul are tendință de apreciere. Imediat revenim și la euro, dar vreau să arăt totuși că și asta pe un an a fost de succes. Aproape 550 de milioane probabil va încheia mai mult decât emisiunea pe 2 ani din Fidelis Number One, da? Tranșa întâia, unde a fost 555 de milioane de lei, aici 547, deci iarăși o sumă. Dar până mâine, cine știe? Până mâine, deci Ovidiu, astăzi, apropo, acum să ne uităm și la cea din euro încă o dată, deci este incredibil cât a reușit statul român, 250 de milioane, în contextul unei burse locale, știm despre VVB că se vorbea de ilichiditate? Da. Și încă se vorbește. Și am avut 166 în coadă de milioane prima oară, acum e incredibil suma asta, mi se pare incredibil. Da, e fabulos. Păi eu zic că emisiunile noastre sunt foarte utile, Victor, pentru că aducem la cunoștința oamenilor niște detalii interesante. Da, și gândește-te la următorul lucru, la faptul că practic crește lichiditatea. Deci aici nu discutăm de acea speculă pe piața secundară, discutăm strict de lichiditate. Faptul că avem atât de multe subscrieri și atât de mulți investitori de retail sau economisitori, cum vrei să fiști interesați, că ei nu mai au alternativă la depozitele bancare în euro, ne arată faptul că va crește lichiditatea pe aceste emisiuni, ceea ce e un lucru îmbucurător. Deci, practic, e bine și noi am discutat în ghid și ca metodă pentru fondul de urgență. Uite, o să spun acum un detaliu din ghid. Da. Faptul că poți să-ți ții fondul de urgență, să-l ții în titluri de stat pentru că există lichiditate și oricând poți avea acces la acești bani. Și mai primești și dobândă la zi. Exact. Și neimpozitată. Într-un depozit, nu doar că încasezi mai puțin, dar dacă ai nevoie de bani mai repede, că asta presupune o urgență până la urmă, nu? Tu pierzi dobândă acumulată. Deci acum e momentul, până mâine se mai poate subscrie ca fapt divers și cine vrea să-și mute fondul de urgență în titluri de stat, acum e momentul. Da, dar cred că trebuie să se grăbească. Sunt foarte multe depuneri, cel puțin pe Tradeville. Știu că am discutat și cu un investitor care era nemult, că încă nu i-au intrat banii. Că mâine da, nu mai Victor, dar noi sperăm că va mai fi o emisiune, emisiunea a treia de Fidelis. Cu siguranță. Din poate 3, o să facem un cu efort. Siguranță, deci statul român are nevoie de finanțare. Are, Victor, o să facem un efort să sunăm la Ministerul de Finanțe și să ne interesăm special pentru comunitate. Da, o să iau legătura și cu Ministerul Finanțelor Publice, să vedem cam la ce perioadă. Bine, acum să vedem că vom avea și alegeri, parcă, nu? Nu cred că da, alegeri. Vor fi și alegeri, dar eu cred că dacă întrebăm la minister, ar putea să ne dea un răspuns. Da, e de văzut. Oricum, e clar, statul român are nevoie de finanțare, e clar că Bursa de Valori București se dovedește a fi un mijloc de a atrage astfel de resurse de la investitorii de retail. E un win-win și noi suntem mulțumiți că nu aveam unde să plasăm banii.
Ți-am spus, n-am niciun fel de... Deci singurul risc care poate exista să nu mai meargă acea speculă, ok. Foarte bine, dă-o dracu de speculă. Mai învață și lumea ce înseamnă o investiție. Da, 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 exact. Așa că prea toată lumea e cu gândul mai la specule în țara asta. Nimeni n-are un orizont de investiții mai mare de 3 zile. Și până la urmă, Ovidiu, încasezi un cupon și vorbim, aici chiar putem vorbi de dobândă compusă, fiindcă nu mai vorbim de volatilitatea CAGR-ului, da? De incertitudinea bursei. Aici știi sigur că e 1,85% pe an, nu? Da, da, da. În acest moment, da. Și 2% la emisiune, la prima emisiune. Da. Da, Victor, eu zic că e suficient cât am explicat astăzi. Ne reauzim vine joia viitoare. În fiecare joi de la ora 22, încă o dată, exact. Cu codul de reducere Black Monday, da? Black Monday, știi ce a fost Black Monday? Acea prăbușire de 20% într-o singură zi a indicelui Dow Jones. Puteți achiziționa și în continuare pachetul complet e-book plus video din ghidul investitor începător cu discount de 20%, da? Cu codul de reducere Black Monday și Ovidiu, îi așteptăm. Nu uitați să intrați, sigur, nu uitați să intrați și în grup, în Investitorul Inteligent, unde zilnic discutăm foarte multe detalii despre... despre investițiile fără risc. Sau cu risc căzut și unde puteți fi la curent tot timpul cu ce se întâmplă. Ovidiu, tu mereu ai anunțat și tu când s-a întâmplat ceva în piață. Știu că ultima oară m-ai anunțat și pe mine cu privire la această nouă emisiune, că nu eram pe fază. Uh-huh. Încă o dată am redenumit aici /Victor Vulpescu că erau mai multe grupuri investitori inteligent. Bănuiesc că unii dintre dumneavoastră, mă rog, n-ați ajuns, ați dat search și n-ați găsit cu ușurință grupul, cu toate că în fiecare descriere a videourilor noastre există și un link către grup, deci vă puteți lua și de acolo linkul. Vă rugăm în continuare să ne ajutați și cu un subscribe la canalul de YouTube. Am promis nou video, odată cu 1000 de subscriber vom realiza și câte un live săptămânal, adică în loc de o discuție doar între noi va avea... Practic vom discuta și cu cei care ne urmăresc. Din comunitate, da. Cei care ne urmăresc și vor să adreseze întrebări pertinente, bineînțeles. Uh-huh. Și trebuie să spune mai mult zona asta de investiții. De ce? Pentru că chiar dacă trading-ul poate fi și el profitabil pentru, să spunem, un procent mai mic din oameni, toți brokerii ne zic că cam 80% pierd bani, deci presupun că cealaltă, ce rămâne, 20% câștigă. Ai spus că trading-ul presupune management activ, e foarte greu să câștigi, pe când din investiții, dacă o faci cu management bun a riscului și cu un orizont investițional pe termen lung, chiar dacă, să spunem, randamentele potențiale sunt mai mici decât au fost în trecut, aceasta este cel mai bun pariu pe care îl poți face pe piețele financiare fără a suferi, să spunem, pierderi mari. Așa e, Victor. Pe această idee mergem în continuare, cu toate că am vorbit că investitorul inteligent trebuie să știe de toate, și trading și investing, deci trebuie să aibă skill-uri, abilități. Da, Ovidiu, și mai ales management al riscului. Deci managementul riscului este cel mai important, pentru că ți-am spus, eu pot să fiu de acord cu domnul Căruța cu bani în teorie, dar unde nu pot să fiu de acord, unde n-am fost de acord nici când a discutat de Lamsam și de Vanguard, că domne, 67%. Domne, 67% e pe legea numerelor mari. Legea numerelor mari merge doar cu domnul Câțu. Când bagi 100.000 și cu 2% scoți 2.000 de euro. Și aici te ajută legea numerelor mari, că dacă băgai 2.000 în Bitcoin și făceai 100%, tot 2.000 de euro făceai. Și atunci nu o să bagi niciodată 100.000 în Bitcoin, că nu ești tâmpit cu banii tăi să riști în așa ceva. O vei face numai cu play money. De aia, decât să fac play money pe Bitcoin, mai bine bag 100.000 în titlurile sale. Asta e mentalitatea. Corect, corect. Bun. Atât de aici, Ovidiu. Ne vom reauzi joia viitoare, la aceeași oră, 22. Bine, e o figură poetică, o licență poetică. Da. Și în continuare vă așteptăm dacă sunteți la început, dacă habar n-aveți despre investiții, așa cum 99,9% dintre dumneavoastră probabil sunteți, să achiziționați ghidul investitorului începător. Atenție, nu este niciun fel de jignire. Noi vă cunoaștem nivelul, este foarte scăzut și dacă nu vă puneți cu mâna pe carte cât mai repede, cu noi n-aveți ce să mai discutați, pentru că observăm că vin pe grup oameni din ce în ce mai slab pregătiți, care nu poate să poarte o discuție. Și devine deranjant pentru noi care facem research și suntem practic interesați să livrăm informații de calitate, să ne prostituăm intelectual discutând cu oameni care habar n-au despre piețele financiare. Deci dacă nu puneți mâna pe carte, e în regulă, o puteți face, dar n-aveți ce să mai căutați în dialog cu mine.
Sau, nu, Victor, cu toată dragostea îi primim, dacă vă îi primim și pe de ei. Prostie cronică Ovidiu, vă puteți duce la Ovidiu să discutați, dar cu mine nu veți mai avea ce discuta. Nu, Victor, cu toată dragostea primim pe toată lumea dacă sunt dispuși să investească în educație. Așa cum am zis, investiția în educație generează cea mai bună dobândă pe termen lung. Da, adică, băi, nu mai suport ignoranța și, cum să zic, prostia asta care este pe toate drumurile. Chiar eu nu mai suport, sincer. Dacă ei cred că se vor îmbogăți din Bitcoin, să se ducă și să investească în Bitcoin. N-am ce să învăț despre Bitcoin. Chiar n-am ce. N-am ce. Să joace la păcănele, să facă ce-or vrea. Eu nu am ce să învăț, sincer. Lumea va înțelege. O să vezi, uite, o să vezi. Uite, spun acum. Părerea mea e că va pica Bitcoin. E bine? Va pica. Nu știu. Deci să nu mai... Habar n-am. Nu știu. Deci eu nu știu ce va face, că nu mă interesează. Știi? Și nici nu cred că poți... Nu cred că poți specula prețul unui activ să fii câștigător pe termen lung. Nu cred asta. Că aș face-o dacă aș crede. Bun. Bun. Bine, Victor. Atunci rămâne să ne reauzim joia viitoare. Joia viitoare și cumpărați ghidul pentru că vă costă mai puțin decât ignoranța voastră. Toate cele bune, numai bine și la revedere.